programul Biblioteca de Vacanță 2019 merge ca pe roate în localitățile unde bibliotecarii își respectă meseria. La Bunești, cei mici învață să deseneze, să realizeze obiecte prin tehnica origami, să joace șah sau fotbal și chiar să-și dezvolte personalitatea. Astăzi, 1 iulie, am dat startul atelierelor de vară, un fel de școală de vară, să zicem, pentru că anul acesta am vrut să dezvoltăm ideea de atelier. Am făcut un parteneriat cu Academia Copiilor Exclusiv din Râmnicu-Vâlcea și de două ori pe săptămână vin profesori abilitați în domenii ca să învețe pe copii și alte lucruri noi față de ceea ce știu ei. Lunea și joia vor fi atelierele, marțea, miercurea vom avea distracție. Adică vom avea un atelier de gătit unde fiecare își va expune ideile culinare, vom avea sport, fotbal, dans. Eu sper că nu se va plictisi. Înscriși avem undeva la 55. Astăzi cred că sunt undeva la 50. Am fost foarte surprinsă să văd că au fost foarte receptivi părinții copiilor cu vârste între 4 și 10 ani. Este mai greu de lucrat cu copilașii cei mici pentru că despărțirea de părinți, este vacanță, vrem să stăm cu mami și cu tati. În fața tabletei sau calculatorului, dacă se poate. Chiar îmi spuneau doi copilași mai mici, eu am acasă tabletă nu știu de care. Ideea este ca ei să iese din fața tabletelor, nu spun că n-ar fi necesară și tableta, dar să iese din fața tabletei, să facă și altceva în timpul vacanței. Sper să avem rezultate și la sfârșitul acestui atelier să vedem o performanță a lor. Să vină părinți, să vină ei să-mi spune vrem în continuare. Toată perioada vacanței vei desfășura atelierele? Iulie și august, da, vom avea și teatru. O vacanță plină. O vacanță plină și sper eu să fie încurunată de succes. Copiii sunt îndrumați să deprindă mutările de la șah, căpătând abilități pe care nu le aveau înainte. Toate acestea au fost posibile cu sprijinul domnului primar, pentru că ne-a sprijinit foarte mult și a fost de acord să facem aceste ateliere la un nivel mult mai ridicat față de anii trecuți și sper ca la anul să ridicăm mult mai mult ștacheta. Le place sportul ăsta, domnule profesor? Ne place. Numai că bunii sunt obișnuiți de acasă de pe la părinți, mai fac greșeli. Pornesc cu mutare, cu două mutări la deschidere, la început, și alte greșeli de genul ăsta. Nu știu prea bine despre tablă, cum s-o așeze, cum sunt liniile, cum sunt coloanele. Da, se poate învăța, nu? E o modalitate plăcută de a-ți petrece vacanța. Sigur că da. Și cel mai important lucru e că își dezvoltă calități din asta. Își petrec timpul plăcut, recreativ. Și nu-și pierd în altă parte, eu știu. Ei, obișnuința tinerilor, spre observăm noi, spre tablete, spre telefoanele mobile, pierd mult timp cu calculatorul. Cu cine au plăcerea? Pănesc cu eu, mă vezi. Îți place sportul ăsta? Știi să joci? Bine? La ce nivel ai ajuns? O să-l bat pe domnul profesor Pănescu? Da? Biblioteca de vacanță va funcționa până la finalul lunii august, când cei mici se vor pregăti pentru începerea unui nou an școlar.